Проблема есть и грава. Конечно, кстати, мульт мой дезвольтати, мульт мой проспери, один пункт двери экономик, все конфронтации с проблемами, которые не ли фак фаца. Евидент, что Република Молдова есть он стат май пуцин приготит фаца де асеменя провокер, фаца де асеменя проблеме. Ши ними не куноште, че не аштепте на 3, 7, 20 дни Дар, ди обичей, есть у реакции фиреска, ка социетати, политичиени, să se consolideze în jurul unei probleme care ne vizează pe noi, pe toți. În Parlamentul Franței, de exemplu, mai mulți deputați deja sunt infectați și Parlamentul Franței astăzi temporar și-a suspendat activitatea. La noi ce? Da hai să ne întrunim săptămânal. Dar Franța, stimați colegi, pentru cei care nu au făcut bine istoria, este patria democrației, patria drepturilor omului și la sigur cei din Franța sunt mult mai bine pregătiți în domeniul democrației, libertăților, dar ei nu au pus întrebarea, dar poate asta va duce la un stat polițienesc, dar poate asta cumva va afecta drepturile și libertățile oamenilor. Ei au acceptat. Și astăzi, pe străzile Parisului, deja circulă tehnică militară. Și nimeni nu iese să spună, de ce ei sunt stat militar, la noi nu, Doamne firește, guvernul să profite. A spus-o corect colegul Bolea că situația extraordinară, excepțională, la sigur că necesită și măsuri, reacții, soluții extraordinare. Astăzi s-a solicitat în acest plen, dar hai să prezentați proiect sau prezentați plan de acțiuni, ce va face Comisia

Îi mulțumim pe această cale medicilor că înțelegem că lor le este greu, că Republica Moldova nu este dotată la fel de bine cum alte țări și medicii nu au aceleași venituri. Dar știm că astăzi guvernul identifică soluții pentru a-i a cu un set de, a, să zicem așa, stimulente materiale. Și noi vom susține cu toții acest lucru, de unde este, de unde nu. Păi de ce noi facem și încercăm să demonstrăm că cineva este mai pregătit? Hai să discutăm pe ce domeniu cineva este mai pregătit. Pe agricultură, de exemplu. Suntem absolut siguri că vom face tot necesarul și guvernul va face tot necesarul pentru a interveni cu măsuri. Dar trebuie să înțelegem că nimeni nu are astăzi răspuns ce ne așteaptă peste o săptămână. Și la sigur va fi necesitate să ne convocăm și să vedem ce putem face suplimentar. Și la sigur, haideți măcar acum să ne consolidăm și să încercăm să fim solidari în elaborarea unor planuri. Dar astăzi am votat, sau o să votăm doar introducerea stării de urgență. Deja post factum, după introducerea stării de urgență, anumite organe executive vor pregăti un plan de măsuri, prioritare și un plan de măsuri care zilnic va fi actualizat. Для че ну а винит не меня, созиден парламент, не президенте плану Димасурько, но ну знаем, что че не в тяп Но, да? Дар индиференты политика, индиференты калоратура политика, до желаем gouverнулась успеха в этой ситуации.